Ah, yeah, better. Pune o idee mai mare. Ok. Pauză un pic. Salutare, prieteni! În episodul de astăzi de la Academia de Fitness vom vorbi despre Chlorella, o comoară nutritivă de culoarea smaraldului. Pe lângă principale beneficii pe care le oferă această algă, vă spunem și la ce trebuie să fiți atenți atunci când o utilizați. Așadar, haideți să vedem ce anume se ascunde în spatele cuvântului Chlorella. Chlorella este o algă unicelulară care crește în apa dulce, aceasta fiind recunoscută ca o sursă bună de fier și vitamina B12, biologic disponibilă pentru vegani. Chlorella este cunoscută datorită culorii sale verde smarald, care conține o cantitate mare de clorofilă, aproximativ 1,3% pe masă uscată. Chlorella este o sursă foarte bună de nutrienți, deoarece conține aminoacizi, proteine, clorofilă, vitamine, minerale, fibre și un factor unic de creștere cunoscut sub numele de fitonutrient, CGF. În plus, Chlorella mai conține și acizi grași saturați, precum acidul palmitic, lauratul sau miristatul. Interesant este faptul că proteina găsită în Chlorella are un conținut relativ ridicat de leucină de până la 7,3%. Leucina este cunoscută ca cel mai important aminoacid anticatabolic. De asemenea, Chlorella detoxifiază organismul de contaminarea cu metale grele, din mediu sau din mâncare. Pentru a descoperi adevărata comoară pe care o ascunde Chlorella, haideți să vorbim pe rând despre fiecare substanță în parte. Chlorella conține între 50 și 60% proteine. Este o sursă completă de proteine, deoarece conține toți cei 9 aminoacizi esențiali. De asemenea, conține și vitamina B12 biologic disponibilă, adică cobalmina. Chlorella este o sursă bună de fier și poate completa necesarul zilnic de fier într-o proporție de 6 până la 40%. De asemenea, conține și vitamina C, care ajută la absorpția fierului. Bineînțeles, nu lipsesc substanțe precum vitamine, minerale, cum ar fi zincul, magneziu, potasiu, calciu, cupru, acidul folic și vitaminele din grupa B. Asemănător celorlalte alge, Chlorella conține acizi grași, omega-3. Doar 3 grame de Chlorella conține până la 100 de miligrame de omega-3. Acum, după ce am vorbit despre substanțele unice pe care Chlorella le conține, în continuare să vă dezvăluie ceva mai mult despre efectele benefice ale acestea asupra organismului nostru. Chlorella are proprietăți naturale de a susține sistemul imunitar al organismului, ajută în lupta împotriva infecțiilor și contribuie la formarea celulelor imune. În plus, conține și vitamina C, una dintre cele mai cunoscute vitamine care luptă împotriva infecțiilor și contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar. Dintre toate plantele, Chlorella este singura care luptă din greu pentru eliminarea metalelor grele care se găsesc în organismul uman. Poate elimina substanțele nocive care se depun în organism, precum plumbul, mercurul sau uraniul, și împiedică absorpția lor în organism. Într-unul din studiile care s-au concentrat asupra persoanelor dependente de alcool și de tutun, s-a constatat că un consum de 6,3 grame de Chlorella timp de 6 săptămâni a crescut nivelul de vitamina C la 44% și de vitamina E cu 15,7%. Totodată s-a constatat că Chlorella a contribuit la creșterea a două enzime antioxidante în organism, care se formează în globulele roșii. Pe parcursul unui studiu au fost administrate unui grup de persoane cu și fără obezitate 9 grame de Chlorella, de 2 ori 4,5 grame pe zi. După 12 săptămâni, la toți participanții acestui studiu s-a constatat o reducere semnificativă a grăsimii corporale, a nivelului de glucoză din sânge pe nemâncate și a colesterolului seric. De asemenea, s-a demonstrat că Chlorella contribuie la reglarea metabolismului și la echilibrul hormonal. Funcționarea corectă a acestor procese conduce la creșterea energiei și la o circulație mai bună a sângelui, ce poate servi drept suport pentru arderea și eliminarea grăsimilor. Chlorella contribuie la buna funcționare a creierului și îmbunătățește puterea de concentrare, mai ales datorită conținutului de vitamina B12. Este una dintre puținele plante care conține această vitamină. Fibromialgia este o boală cronică care se caracterizează prin dureri severe articulare, musculare și de tendoane. Pe lângă aceste simptome, boala însoțește modificări la nivelul anumitor substanțe chimice din creier și asupra sistemului nervos central. În cadrul unui studiu,
la care au participat 18 persoane care sufereau de fibromialgie, s-a constatat că la un consum de 10 grame de clorela pe zi, pe o perioadă de 2 luni de zile, pacienții au declarat că au simțit o ameliorare a durerii cu până 22%. Unii dintre pacienți au simțit o ameliorare a durerii cu până la 25%, iar doi dintre aceștia au declarat că au observat o ameliorare a durerilor articulare, musculare și a tendoanelor cu până la 50%. Anemia este una dintre cele mai cunoscute boli ale sângelui. Se referă, de fapt, la scăderea concentrației de hemoglobină din sânge. Pentru a preveni această boală, trebuie suplimentat aportul de fier. Dar așa cum s-a constatat, și clorela luptă eficient împotriva anemiei. Un studiu care viza creșterea hemoglobinei și a celulelor roșii a fost realizat pe femeile gravide, cărora li s-a administrat 6 grame de clorela pe zi. A fost dovedită o creștere a hemoglobinei cu 5,6% a hematocritelor, adică valoarea stabilită în laborator a globulelor roșii în volumul total de sânge, cu 6,3%, iar a eritrocitelor cu 4,7%. Haideți să vorbim puțin despre clorela versus spirulina. Oamenii deseori interpretează greșit aceste două concepte și este dificil pentru ei să decidă ce supliment nutritiv este cel mai potrivit pentru ei. Prin urmare, am pregătit o scurtă descriere prin care puteți deosebi cele două minuni nutritive. Clorela este o algă unicelulară de culoare verde smarald, cum spuneam. Spirulina este un microorganism multicelular de culoare verde albăstrui, fără nucleu. Clorela are o formă rotundă, în schimb, spirulina are o formă în spirală. Clorela are un perete nedigerabil, în schimb, peretele spirulinei este digerabil. Interesant este faptul că clorela conține o cantitate dublă de clorofilă față de spirulină, acest lucru conferindu-i acea culoare smarald. Clorela și spirulina sunt suplimente nutritive valoroase care conțin aminoacizi esențiali, fier, proteine, vitamine și minerale. Avantajul imens pe care îl are clorela este că nu are efecte secundare. Pe de altă parte, atunci când consumați spirulina, trebuie să țineți cont de calitatea produsului, deoarece spirulina din apă murdară și contaminată poate provoca dureri abdominale, vărsături, greață sau dificultăți în respirație sau chiar un ritm cardiac mărit. Clorela este disponibilă sub formă de comprimate sau pudră. Pudra este folosită pentru prepararea smoothie-urilor delicioase sau diferitelor terciuri. Doza zilnică recomandată variază între 6 și 10 grame. S-a constatat că la această doză, clorela este cea mai eficientă. Dozele mai mari de clorela nu au fost testate științific și, prin urmare, nu se știe exact ce efect au asupra organismului. Fiind un supliment nutritiv, trebuie respectate întotdeauna informațiile menționate pe eticheta produsului. Din punct de vedere științific și prin respectarea dozei zilnice recomandate, nu au fost semnalate efecte secundare, ceea ce reprezintă o constatare pozitivă pentru oricine își dorește să înceapă să utilizeze clorela. Cu toate acestea, după cum este menționat și cum am tot spus mai sus, este vorba de un supliment nutritiv și trebuie respectate informațiile de pe eticheta produsului, tocmai pentru a evita posibile efecte secundare. Voi ce experiență aveți cu clorela? O folosiți? Ați încercat să o folosiți până acum? Dacă da, lăsați un comentariu în secțiunea de mai jos să putem începe o discuție pe această temă. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like, un subscribe și nu uitați, ne vedem data viitoare!